Miilor. Eu sunt Stefanul și bine ați revenit la Ratul Succes. În această zi, la mulți ani pentru 2017. În această zi, pentru că mi-a plăcut foarte mult ghidul acesta, aș dori să vi-l prezint și vouă. Este ghidul bunelor maniere. Scrisă de Sylvie Anne Chatelet. Este o scriitoare franceză, aparent. Sau parizian, cum zice. Da. Și ascultați totul ce spun eu, pentru că poate vă ajută foarte mult în legătură cu viața de zi cu zi și să vă poate unii dintre voi să vă integrați bine în societate. Bine, haideți să începem. Și ascultați foarte bine. Acum, la început de secol, văzut cum intoleranța câștigă zi pe zi ce trece mai mult teren, este momentul să ne întrebăm care sunt motivele care au condus la acest individualism agresiv. Atât de mare e măsura faptului că respectul pentru celălalt nu mai este una dintre valorile esențiale. Uneori, respectarea anumitor reguli nici nu mai contează. În multe domenii este foarte ușor și deseori acceptat să nu mai ții seama de existența multora dintre ele. În numele libertății, al liberei expresii, suntem pe cale să ne călcăm în picioare unii pe alții. Trăim într-o țară liberă, pot să fac ce vreau, auzind de peste tot, adesea din gura tinerilor. În aceste condiții, ca și cum am mai putea trăi în societate evitând instalarea anarhiei totale, este necesar să păstrăm un anumit set de norme. Să îl revalorizăm importanța respectului față de celălalt, față de copiii noștri, față de bătrâni, față de funcționarul care face tot ce poate la capătul celălalt al firului. La nivelul societății, al familiei, al individului, este obligatoriu să stabilim anumite limite precise peste care să nu acceptăm să trecem. Aceste reguli elementare care ar trebui să guverneze o societate, o familie, un grup, se referă la politețe, la bună cuvință, sunt reguli care ne permit să trăim liberi, fără a-i obliga pe ceilalți să ne suporte. Poate să pară anodin, dar schimbările fiecăruia dintre noi, lucrurile pe care le conștientizăm la un anumit moment, sunt puse cap la cap cu ale celorlalți, toate formând în final o țesătură socială în care ne regăsim, care seamănă cu dorințele noastre. Fiecare trebuie să-și asume responsabilitatea pentru schimbările sociale pe care le dorește. Reconsiderându-ne atitudinea față de bunele maniere, față de bună cuvință, față de respectul datorat celuilalt, nu facem decât un prim pas mic, dar important, spre recâștigarea armoniei. Multe dintre regulile acestea sunt stabilite și cunoscute de când lumea, dar ne putem permite. Pe de o parte, acest ghid vă va ajuta să vă reîmprospătați memoria și, pe de altă parte, vă va aduce la cunoștință și alte uzanțe pe care le puteți adăuga bagajului vostru de bune maniere. Cunoscând bine aceste reguli de politețe, veți putea să vă simțiți mai sigur pe situație. În jurul mesei, la serviciu, în pat, pe internet, în familie sau în străinătate, a ști să te porți cum se cade este un dar care poate fi profitabil, care poate să fie profitabil. Acum începem capitolul 1, în jurul mesei. Dacă există momente importante în viață, acestea sunt cu siguranță cele petrecute la masă. În fiecare zi a vieții noastre ne așezăm de 3 ori la masă. Este locul în care, de obicei, ne întâlnim cu persoanele cele mai dragi, membrii familiei sau prietenii noștri. Toastăm, sărbătorim, avem discuții importante, dar și certuri memorabile. Pe cât de numeroase sunt mesele pe care le avem de luat într-o viață, pe atât de multe sunt regulile care le însoțesc. Atunci când suntem invitați să luăm masă împreună cu o persoană la care ținem, trebuie mai întâi de toate să primim această invitație ca pe un dar și să-i acordăm gazdei toată atenția și considerația. Așa cum ne-am purta cu cineva care ne oferă un pachetel frumos ambalat, în care se ascunde o surpriză plăcută pentru noi.
Să fim conștienți de faptul că ne vom petrece un moment important din viață și să-l tratăm ca atare. Ce înseamnă acest lucru? Vom vedea în amănunt în paginile care urmează. Dacă masa are loc la un restaurant, există reguli mai deosebite. Nu vom intra în tehnicile protocolare foarte stricte, utile pentru diplomați și pentru alte oficialități, ci vom încerca să rămânem în registrul comun al omului obișnuit. Sunteți invitat. Trebuie să răspundeți repede la invitație. Aveți totuși dreptul de a cere un răgaz pentru a vă consulta cu soțul sau cu soția. Este în regulă să dați răspunsul a doua zi dacă ați acceptat și apoi ați fost nevoit să anulați invitația. Nu-i faceți o surpriză celui care v-a invitat apărând în ultima clipă. Anunțați-l. Amintiți-vă de asemenea că persoana invitată sunteți dumneavoastră și nu fratele sau câinele pe care îl aveți. Nu veniți, deci, nici cu unul, nici cu celălalt, cu atât mai puțin cu altcineva. Dacă aveți copii, asigurați-vă că sunt și ei așteptați. Înainte de a-i duce, nu presupuneți că sunt o parte a ființei dumneavoastră. Ajunge la timp. Dacă sunteți invitați la cină, una dintre regulile elementare este să ajungem la ora la care suntem așteptați. Totuși, destul de multe persoane își permit să întârzie. În acest caz, este posibil și pe bune dreptate să fim întâmpinați de o gază prost dispusă, care s-a ostenit degeaba să fie gata la timp și a ratat. Poate o parte din cină, dar nici să ajungi prea devreme nu este bine. Poți să le găsești pe gazde în halat de baie, în mod evident nepregătite să primească, ceea ce este destul de jenant. Un sfert de oră mai devreme sau un sfert de oră mai târziu, acestea sunt limitele îngăduite. Ar fi bine să aveți niște motive foarte serioase ca să le depășiți și trebuie să dați telefon cât se poate de repede pentru a explica și a vă scuza. Această lipsă de atenție vi se va ierta odată, poate și a doua oară, dar pe urmă sperați să mai fiți invitați la acea persoană. Lipsa voastră de respect nu va mai convinge pe nimeni să-și dea osteneala să vă primească. A aduce ceva. În momentul în care primiți o invitație, se cuvine să o întrebați pe gazdă dacă îi puteți fi de ajutor aducându-i ceva. Puteți să vă oferiți să veniți cu antreurile, de exemplu brânzeturile sau cu desertul, mai ales dacă știți că va fi lume multă. Îi veți fi de mare ajutor și să știți că vă va fi recunoscătoare. Acest obicei se practică în familie, în grupurile de prieteni tineri, dar nimeni nu ne împiedică să extindem formula. Totuși, dacă aveți rezerve asupra pertinenței gestului, este mai bine să vă abțineți și să aduceți o sticlă cu vin și un buchet cu flori. Astfel, sunteți siguri că nu ați făcut o gafă. Să nu vă mirați dacă gazda nu va deschide această sticlă în timpul mesei. Eticheta cu E mare, care ca sticla să nu fie deschisă, dar într-un cer de prieteni sau în familie, se poate, și chiar așa se întâmplă de mai multe ori, să stropești friptura cu vinul primit. Aperitivul. Rostul aperitivului este să deschidă apetitul și în același timp să-i facă pe invitați să aibă răbdare până se strânge toată lumea la masă. Nu trebuie deci să dureze o veșnicie. Un pahar de ceva, câteva îmbugători și vom începe masa înainte să ne săturăm sau să ne amețim. Celor care întârzie, să le fie de bine. Meniul. Alcătuirea meniului este un moment important în organizarea unei mese. Dacă primim pe cineva în prima oară și nu-i cunoaștem gusturile, este preferabil să pregătim felurile clasice de mâncare. Este mai sigur să lăsăm pentru alte ocazii sushi și mâncărurile indiene sau mexicane foarte picante. Nu este recomandabil să ne aventurăm să preparăm o mâncare după o rețetă nouă, pe care nu am mai încercat-o niciodată. Putem să scăpăm din vedere un amănunt mic, dar esențială, care să facă o mâncare nedegerabilă sau din lipsa practicii, putem să comitem o greșeală ireparabilă. O cină trebuie să fie alcătuită în mod tradițional dintr-un antreu cald sau rece, care poate fi o ciorbă, legume, umplute, supă cu crutoane, etc., un fel de principal, carne sau pește cu orez sau pastic și o porție de legume, o salată, un platou cu brânzeturi, cel puțin 3 feluri și un desert. Cafeaua se servește la desert, numai după aceea, în general, în salon. Se oferă un digestiv.
Acesta, din urmă, nu mai este la modă, în special din cauza regulilor din ce în ce mai stricte privind condusul în stare de ebrietate. La aceste reguli de bază se adaugă altele, mai multe și mai sofisticate. Le puteți găsi în cărțile care tratează subiectul pe larg. Un singur exemplu de acest gen, dacă antrenorul conține brânză, brânză caldă de capră sau parmezan topit, nu mai este necesar să servim platoul cu brânzetul la sfârșitul mesei. Dacă la început oferim sparanghel vinegretă, nu mai este nevoie de salată la sfârșit. Bine, chestia cu starea de ebrietate este că eu sunt copil, deci nu pot să fac așa ceva. Și poate unii dintre voi, mai mici, mai mari, sunteți toți copii, deci s-o păstrăm în sens de glumă. Nu, gândiți-vă la asta. Aranjarea mesei. Atunci când avem invitați, vom alege o față de masă curată și călcată, mai ales pentru cină, lăsând deoparte fața de masă obișnuită, de zi cu zi. Putem să facem uneori câte o excepție pentru prânz sau un mic dejun și să alegem o față de masă colorată, cu desene simpatice. Multor oameni le este greu să-și reamintească regula de bază rudimentară în aranjarea unei mese, cum se așează tacâmurile, furculița la stânga, cuțitul și lingura la dreapta. Acestea fiind spuse, asigurați-vă că la fiecare comesen care este suficient spațiu și că nu va fi deranjat de vreun picior al mesei. Furculița și lingura stau cu vârfurile în sus, iar cuțitul cu partea tăioasă spre interior. Paharele de apă sau de vin sunt așezate în fața farfuriei principale. Iar această faimoasă farfurie stă, desigur, între tacâmuri, cât mai aproape de marginea mesei, la aproximativ 2 cm. Farfuria cu pâine se pune la stânga în fața farfuriei principale. Poc, poc, poc. Dacă dorim să punem și tacâmurile pentru desen împreună cu celelalte, ele vor sta în fața farfuriei principale, înaintea paharelor. Fiți gata! Dacă dumneavoastră sunteți gazda, analizați-vă treburile din timpul zilei, astfel încât să puteți să serviți împreună cu musafirii aperitivul, fără să vă fie nevoie să vă ridicați mereu pentru a vedea ce se mai întâmplă prin cratițe. Este normal să o faceți o dată de două ori, dar să nu vă lăsați copleșit. Ca să nu vă așezați la masă foarte târziu, e bine să nu lăsați totul pe ultima sută de metri. Cel puțin să aveți aranjată masa înainte de sosirea invitaților, să pregătiți dinainte legumele, sosul, să spălați și să tăiați salata. Cine se așează unde? Regula, un bărbat, o femeie, este probabil cea mai firească și cel mai simplu de urmat. Se mai obișnuiește și separarea cuplurilor. În mod normal, gazdele îi conduc pe musafiri la locurile pe care le-au fost destinate. Putem, de asemenea, să ținem cont de afinitățile fiecăruia. Arta șervețelului de masă. Primul lucru pe care îl faceți atunci când vă așezați la masă este să desfaceți șervețelul de masă și să vi-l puneți pe genunchi. Nu îl prindeți în niciun caz la gât. Îl veți folosi ca să vă ștergeți delicat colțul buzelor. La sfârșitul mesei, șervețelul se pune pe masă în stânga farfuriei, acesta nu va arăta ca o hârpă, dar nici nu va fi împăturit exact ca la început. Servirea vinului. Iată un moment în care proastele obiceiuri și gesturile nenebunatice ies la iveală. Gazda are obligația să servească vinul, cu excepția cazului în care a însărcinat pe altcineva să facă acest lucru în locul său. Este destul de neplăcut să vezi cum un musafir nu se mai dezlipește de sticlă până nu o golește pe toată în propriul pahar. Este un gest grosolan în care trădează o mare doză de egoism. Respectivul ar fi trebuit mai întâi să-i servească pe cei din jurul său, dacă i-a cerut o gazda. Apoi ar fi trebuit să se mulțumească să-și umple paharul pe jumătate. Astfel îi dăm vinului șansa să respire și le oferim și gazdelor ocazia de a face cel puțin un tur de masă cu sticla. Cine ar lua un vin, l-ar bea pe tot, iar ceilalți se uită așa. Bine, chestia e că noi nu bem vin, noi bem cola. Sau Pepsi, Fanta, Sprite, toate sucurile care le vedem. Mai puțin cocktailuri, dacă știți la ce mă refer. Cocktailuri de oameni maturi, să zicem așa. Ok, tacâmurile.
Cu care dacă mori începem? Iată eterna întrebare. Păi aș zice că cu furculița. Pentru că mai întâi se ia ceea ce e înăuntru. Răspunsul este foarte simplu. Cu cele de la extremități. Pe care dacă mori de la extremități? De unde? De afară, dinăuntru, din... Aha, din margine. Dacă ați uitat, sfatul general este să le priviți pe gaze și să le imitați. Această tactică poate fi folosită și în alte momente ale mesei. Da, uite cum faci, da? Mersi. Așa. Cum ar face asta? Da. Așa. Mestec 30. Aha, bea o goliță de apă. Da. Așa. E ok, e bine. Cam ceva de genul, da? Nici chiar. Ce faci, mă? Bine. Tacumurile nu sunt arme de război. Stați. Această tactică poate fi folosită și în alte momente ale mesei. Deși e clar că v-ați simți mult mai bine dacă ați ști și voi înși vă regulile. Da. În privința tacâmurilor, mai este cazul să spunem că nu trebuie sub nicio formă să băgăm cuțitul în gură. Cuțitul în gură să băgăm. Doamne ferește. Ne alegem cu tăier. Sau cu... Poți să mănânci cu mâna, de-i nașpa. O să faci un gest rău de tot. Și n-ai voie să te ștergi, uite așa. Sau să te zgobești în nas în timp ce mănânci. Că asta i-ar provoca senzații de grață la toți. La toate gazdele. Mai ales să salivezi pe lângă gură. Deci să lăsați, să nu fim murdari la gură, să fim politicoși, cum știți toți. În privința tacâmurilor, mai este cazul să spunem așa, tacâmurile nu sunt arme de război, așa că nu gesticulați cu dinții furculiței sau cu lama cuțitului. Încercați să le țineți cât de elegant puteți, nu ca omul cavernelor. Puteți chiar să vă ajutați de cuțit pentru a face să intre în dinții furculiței un aliment recalcitrant, însă aveți milă și uitați de degete. Să avem milă și să uităm de degete? La sfârșitul mesei, dacă nu există suport pentru cuțite, cel mai bine este să așezați tacâmurile paralel, în mijlocul farfuriei, nici împrăștiate, nici încrucișate. Atoasta. Toastă este pentru roatul succes. Cine-i cu mine? Tu, eu, bu, bă. Puf. Bun. Aceasta, ia stați să mă uit la paharul acesta de cola. A fost fabricat acum 5 secunde, are aromă de cola, e făcut negru, e colorat, bine. Pentru a închina un pahar în cinstea cuiva care nu este nevoie să-l și ciocnim, este suficient să-l ridicăm. Dacă în familie sau într-un cerc de prieteni se mai practică acest obicei, căutați să-l faceți cu grație și reținere. Încercați să nu vărsați conținutul paharului pe fața de masă sau pe haine, fie că sunt ale voastre sau ale gazdelor. De fapt, așa se proceda în Evul Mediu. Se vărsa conținutul în paharele vecinilor, pentru a descuraja orice tentativă de otrăvire. Nu mai suntem în Evul Mediu. De fapt, era chiar foarte șmechea. Să nu mai fie nicio tentativă de otrăvire, știi chiar. Se gândeau bine, pentru că atunci când stai, unul era mai jos, altul era mai sus, așa, și eu cred că ultimul de sus arunca așa, cât de cât, știi? Și ca să nu dea senzația că, auleu, eu voi fi otrăvit, dădea așa ceilalți, să vadă ce este. E chiar era un obicei destul de șmecher, nu înțeleg de ce nu se face practică și acum. Bine, bună maniere, dar totuși Evul Mediu era destul de deștept. Știau ce să facă. Servirea. Aveți grijă să serviți mai întâi doamnele, începând cu cea mai în vârstă. Ui, maică! Ai, că papșu! Apoi vine rândul bărbaților și dacă sunt și al copiilor. De asta e, dacă sunt un tânăr, o tânără, dacă aș fi,
Ce? Aș fi doamnă sau aș fi copil? Dacă aș fi în, cum să vă zic, în altă dimensiune, dacă ar exista, unde băgăm noi pe așa ceva? Totuși, dacă fiecare se servește singur din platou, cântăriți din ochi cantitatea disponibilă în raport cu numărul de invitați. Dacă sunt cam 3 crevete de persoană, nu luați 12. Cu siguranță gazdele s-au gândit să vă ofere și o garnitură de orez sau altceva alături. Nu vă umpleți o farfurie ca pentru zmei. Dacă mai rămâne, după ce toată lumea s-a servit odată, vi se va oferi și a doua porție. A mânca. Cine nu știe verbul a mânca? Chiar dacă vă este foarte foame, așteptați ca toată lumea să fie servită și gazdele să fie așezate la masă înainte de a începe să mâncați. În general, se folosește o formulă de genul: poftiți, serviți, pentru a da semnalul de început. Nu mâncați foarte repede. Observați-vă comesenii și încercați să păstrați aproximativ același ritm. Și după cum se știe oricine, este obligatoriu să evităm subtul, plăuscăitul sau sorbitul supei. Ar fi bine să terminăm de înghițit ce avem în gură înainte să începem să vorbim. În sfârșit, este disgrațios să te culci în farfurie. Mai bine duci furculița sau lingura la gură. Adică să te culci în farfurie se referă... Asta este să te culci în farfurie. Normal, așa se face. Încercați să nu lăsați în farfurie legumele care nu vă plac. Este tare nepoliticos. Faceți un efort, sunt bune pentru sănătate. Dacă nu vă place broccoliul, mâncați. Dacă nu vă plac legumele, mâncați. Ce, e proverbul acela: ce nu te omoară, te face mai puternic. Și chiar e adevărat. Pâinea. Să ungi cu un strat gros de unt o dita mai bucată de pâine și să o bagi în gură deschisă până la urechi nu reprezintă dovada unui stil tot mai elegant de a mânca. Este preferabil să rupi din pâine și să ungi câte o bucățică. De asemenea, așteptăm să fim serviți, vom rezista tentației de a ronțăni toată pâinea de pe masă, ca și cum n-am mai fi mâncat de zile. Nici înmuiatul pâinii în sos nu este un gest teribil de destins. Mâncărurile delicate. Ați mâncat vreodată anghinare, ați preparat homar, ați mâncat scoici, melci, sushi, consumarea acestor preparate culinare, ca și a multor altora, poate pune probleme celui care dorește să facă lucrurile așa cum trebuie la masă. Pentru profani, iată cum se abordează situația. Mai întâi, anghinarea. Este simplu, dacă știm. Nu vă aventurați să băgați cuțitul și să încercați să mâncați tot ce se poate. Nu o să reușiți decât să vă alegeți cu o experiență culinară penibilă și cu aerul că nu prea ieșiți în lume. Pentru a evita această situație, este suficient să tăiați vârfurile, unul câte unul, cu o lovitură scurtă și să le muiați în vinegretă care v-a fost, probabil, oferită. Apoi, ținând de capătul mai subțire, săgeți doar o parte mai cărnoasă, încercând să o trageți cu dinții. Asta este tot. În privința homarului, apropo, la mesele moderne sunt mari șanse să vi se servească gata tranșat. Nu aveți decât să-l mâncați. În alte situații este posibil să fiți obligați să vă ocupați singur de mica fiară din farfurie. Dacă aveți noroc, s-ar putea ca gazda să se fi gândit pentru a alătura o mare parte din probleme, să dea o lovitură zdravănă de cuțit în abdomenul și în cleștii crustaceului. Dacă nu, să nu intrăm în panică. Apucați homarul cu amândouă mâinile, unul pe corpul lui, cealaltă pe coadă, apoi răsuciți într-un sens și în celălalt de câteva ori, până se rupe în două. Luați apoi coada și apăsați pe carapace, înlungeme ca să se spargă spre interior. O veți deschide spre exterior. Așa puteți să scoateți foarte ușor carnea dinăuntru cozii, ajutându-vă de furculiță. Răsuceți la fel și cleștii pentru a-i separa de restul corpului. În fața farfuriei veți găsi niște clești speciale care vă vor ajuta să scoateți carnea din cleștii homarului. Aveți o grămadă de clești. Dacă îi spargeți ușor în câteva locuri, este suficient. Continuați cu degetele. Restul piciorușelor aflate de-a lungul corpului nu sunt doar comestibile, ci de-a dreptul delicioase. Eu sunt ca... ca un homar. De ce? Pentru că sunt un rac și eu sunt crustaceu, iar homarul este tot crustaceu. De ce? Și mi-e place să mănânc homar și crevete. De ce?
Rest in peace. Rest in pepperoni. Se scoperă, sugându-se care din ele pe la unul din capete. Măruntaile la care se va ajunge prin partea de sus a corpului sunt o adevărată comoară pentru specialiști. Ouăle roșii, ficatul verde. De ce? De ce? Rechti peperoni cu mar. 2016-2017. Am un casco aici, este mult mai simplu. Puteți să vă chinuiți cu furculița. Dacă doriți ca să reușiți să desfaceți cochilia, de bine de rău, dar să știți că profesioniștii au un truc. Se folosesc de o carapace goală de un clește pentru a o desface pe următoarea. Nu vă încăpățânați să desfaceți o scoică închisă, înseamnă că nu e bună. De altfel, dacă le preparați chiar dumneavoastră, fiți atenți. Înainte de a fi gătite, trebuie să fie închise. Ele se deschid doar prin fierbere. Dacă atunci când le spălați găsiți vreuna descrisă, încercați să o închideți lovind-o de câteva ori. Dacă nu se închide, aruncați-o la gunoi. Dacă vi se oferă sushi, aflați că este vorba de o manieră japoneză de a prepara peștele. Este un pește crud sau marinat, tăiat în bucățele frumoase și gustoase. Nu vă fie teamă, japonezii mănâncă așa ceva de mii de ani. Este un lucru absolut delicios și nu este deloc o extravaganță. Mai degrabă, este o experiență deloc culinară interesantă. Sushi marinat se servește cu ghimbir marinat pe care, dacă vreți, îl puteți pune peste bucățelele pe care le mâncați. Se mai servește și un sos de soia, care nu are nicio legătură de obicei cu cel din comerț și este foarte bun. Fiți foarte atenți la ceea ce se numește wasabi, un soi de pastă foarte verde care te face să te gândești la hrean. Este foarte picant. Atenție, ca să-l încercați, este suficient să gustați un vârfuleț de cuțit. Dacă rezistați, puteți să vă puneți din abundență pe următoarea îmbucătură. Chiar dacă nu este vorba de un fel delicat, se întâmplă adesea ca salata să dea naștere la multe stângăcii din partea comensenilor. Ce este de făcut cu frunzele mari în care, în mod cert, n-ar putea intra ca atare în gura unui om cu o constituție normală. Un lucru este sigur, ele nu se taie cu cuțitul. Încercați să le pliați discret cu furculița înainte să le luați. Salt, please! Sarea, vă rog! Dacă vă trebuie un lucru de pe masă, dar nu vă este la îndemână, nu vă încăpățânați să vi-l luați singur. Lungindu-vă prin fața comesenilor și deranjând pe toată lumea, cereți-l simplu, politicos. Conversația la masă. Se poate întâmpla, mai ales atunci când în natură sunt persoane noi, să apară tăceri jenante în conversație. Probabil că gazdele au prevăzut o ieșire din aceste situații și s-au gândit la câteva subiecte pe care să le propună în aceste cazuri. A discutat despre cum ne vom petrece concediul, ultimul film văzut sau o expoziție recentă poate fi o trecere elegantă peste micul impas. A vorbit îndelung despre sine nu este tocmai recomandabil. Dacă sunteți întrebat de sănătate sau slujbă, răspundeți politicos. Dacă există un real interes față de aceste subiecte, puteți să intrați în detalii, dar încercați să nu discutați toată seara doar despre asta. Trebuie să știți să îi lași și pe ceilalți să vorbească. Întorcându-le întrebarea, de exemplu, dacă ceilalți par să adormă ascultând, gazdelor le revine îndatorirea să schimbe subiectul și interlocutorul. Nu se cade să monopolizeze atenția unui singur invitat pentru prea mult timp. Dacă doriți o cină în doi, programați-o altă dată. Pentru moment, mai sunt și alți oameni interesați cu care puteți vorbi. Acordați atenția atât vecinului din dreapta cât și celui din stânga. Faimoasele coate. Elbows. La masă sunt interzise. Putem totuși să ne sprijinim mâinile pe marginea masei, de o parte și de alta a farfuriei. Fumatul. În general, la masă nu se fumează. Dacă există pe masă scrumiere, gazele, n-au de înțeles că este permis. Dacă nu, ne vom abține, cel puțin până la brânzetul, la francezi. Oricum, trebuie să întrebăm dacă nu-i deranjăm pe comeseni. Cât privește trabucul, se știe că mirosul său puternic deranjează multă lume. De obicei, doar cei care îl fumează îi apreciază parfumul. Astfel, este bine să fumați doar acolo unde vi se permite sau cel mai bine să vă abțineți. Bine, chestia e că sunt copii, deci nu. N-u cu... Stop fumatului! Voie vieții! Homar, rectin peperonii, a treia oară. Homar, ne vedem! Rectin peperon.
Nu plecați prea târziu. Fiți atenți la semnalele de oboseală pe care vi le transmit gazdele și plecați la o oră rezonabilă. Dacă nu se manifestă în niciun fel, nu sunteți obligați să le așteptați. Dacă sunteți invitat pentru prima oară într-un loc, nu plecați mai târziu de 11:30, cu excepția cazului în care la această oră petrecerea este întoi. Dacă ați rămas singur cu gazdele, puteți să le întrebați dacă nu este momentul să plecați acasă. Încercați să nu plecați înainte de desert și nici imediat după ce ați terminat de încălzit ultima bucătură. Mai rămâneți o vreme înainte de a pleca să vă relaxați, să gustați o cafea sau nu și să mai schimbați câteva vorbe. Cuvântul care face minuni. Este posibil să uităm să le mulțumim gazelor înainte de a pleca? Ei bine, da. Evident, așa ceva este de neiertat și cumplit de necuvincios. Fiți siguri că gazdele au sesizat. Nu uitați acest mic cuvânt magic pe care copiii îl învață de foarte devreme. O asemenea lipsă flagrantă de bună creștere ar putea face să fiți șterși de pe lista musafirilor. Chiar dacă nu ați uitat să le mulțumiți, este foarte elegant să le telefonați gazdelor a doua zi și să le mai spuneți odată cât de bine v-ați simțit. A întoarce invitația. Seara a fost foarte plăcută. Ați fost tratați regește. Masa a fost delicioasă. Puteți să fiți convinși că și gazdelor voastre le-ar face plăcere să ia masa în vizită. Deci nu uitați să întoarceți invitația. Nu este nevoie să fie săptămâna următoare. Poate să fie și într-o lună sau două, dar trebuie să existe un anume echilibru, pentru ca nimeni să nu se simtă, cum se zice, frustrat. Păcat, că frustrarea... Deci, vreau să vă fac ceva repede așa. Dacă toți sunteți abonați la canalul meu sau veți fi abonați sau doar vizionați acest videoclip, am să vă fac o surpriză. Bau! Asta e surpriza! Da. Am ajuns la capitolul al doilea. Data viitoare, în următorul episod, am să citim capitolul al doilea, alte invitații. Și ca să nu uitați, am pus semn, ca să nu uităm. Și mai scriem aici, emisiune Ștefi. Stefano. Rătul succes. Da. Bine. Vă iubesc ca abonați și ca vizionatori, ca vizualizări și ca tot. Și vă salut. Puc! Ne vedem în episodul următor din Rătul succes. Și mă înclin în fața dumneavoastră. Și dați like, comment, share. Dacă v-a plăcut acest videoclip, like!